De ce este important pentru ucraineni să cunoască istoria și cultura României? Pentru că România este unul dintre vecinii cei mai importanți ai Ucrainei. Sigur, vecinul cel mai important este, din păcate, Rusia. Dar la vest, Polonia și România sunt cei mai importanți, cei mai mari vecini ai Ucrainei. În plus de asta, România și Ucraina au foarte multe în comun, au o istorie comună, au asemănări de mentalitate, de cultură, de religie, până și limba seamănă într-o anumită măsură și o să explic imediat în ce sens. Asemănările de istorie țin pur și simplu de situarea pe harta Europei. Suntem situați cam în aceeași zonă a Europei și am fost încă din antichitate afectați de aceleași fenomene. Popoare migratoare, confruntări între perși și greci, influență grecească, apoi influență bizantină, mai târziu alte popoare care au trecut pe aici, acumani, pecenegi, avari, o sumedenie de popoare migratoare care au bântuit prin Ucraina și România. Mai târziu, evident, ne-am situat între imperii și ucrainenii și românii, între Imperiul Otoman, Austria, Polonia, Rusia. Deci avem un destin asemănător. În privința limbii, fără îndoială, de când sunteți prezenți în România, ați observat că recunoașteți multe cuvinte din limba română. Pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe cuvinte slave în limba română. Limba română e o limbă latină, fără îndoială. E o limbă latină pentru că are structuri gramaticale latine și vocabularul de bază cel mai des folosit este tot de origine latină. Dar în ansamblu limbii române există foarte multe cuvinte slave. De fapt, cele mai multe cuvinte sunt slave și le puteți recunoaște atunci când auziți români vorbind. De asemenea, foarte important pentru relațiile dintre România și Ucraina este faptul că în Ucraina există o importantă comunitate românească și în România există o foarte importantă comunitate ucraineană. Da? Deci ne aflăm într-o situație de simetrie în privința minorităților. Dar aceste minorități nu trebuie să fie motiv de tensiune sau de conflict, ci fundamentul colaborării, o punte între cele două țări. Iar faptul că atât de mulți dintre dumneavoastră sunteți în România este desigur consecința unei imense tragedii, pentru că ați venit din cauza invaziei ruse, foarte mulți ucraineni au trecut prin România către alte țări, dar peste 80.000, aproape 90.000 au și rămas în România. Pentru relațiile dintre România și Ucraina, atât de importante pentru ambele țări, prezența voastră este un capital extraordinar, un capital uman pe care trebuie să-l investim, trebuie să-l folosim în mod inteligent. Pentru că mulți dintre dumneavoastră, poate cei mai mulți, vă veți întoarce atunci când regiunile ocupate de ruși vor fi eliberate. Atunci când vă veți putea întoarce, foarte mulți dintre dumneavoastră veți vrea să vă întoarceți în mod firesc. Alții însă poate dintre dumneavoastră vor rămâne în România și veți fi bineveniți să stați alături de noi. Și cum spuneam, prezența voastră aici este un capital extraordinar pentru viitor. E important ce învățăm noi de la voi și ce învățați voi de la noi. E bine să ne cunoaștem reciproc și mulți dintre dumneavoastră, mulți ucraineni mi-au spus, mi-au vorbit despre marea lor recunoștință față de români, că românii i-au primit cu multă generozitate, cu ospitalitate deplină, însă
Și noi trebuie să vă fim vouă recunoscători pentru că opuneți o rezistență, sunteți un model de eroism și de patriotism în epoca noastră și sunteți o pavăză care ne protejează și pe noi de expansionismul rusesc al lui Putin. Însă, dincolo de această recunoștință reciprocă, dincolo de gratitudine, dincolo de sentimente, e foarte important să ne cunoaștem unii pe alții. Noi să învățăm despre istoria și cultura Ucrainei, voi să învățați despre istoria și cultura României, pentru că, pur și simplu, buna înțelegere începe cu înțelegerea celuilalt.